Ridicăm. Haideți să venim înaintea Domnului cu o cântare. În lumea aceasta toate sunt trecătoare, se duc într-una, toate vor pieri. Refrenul e minunat. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul. Haideți să lăudăm. Spune așa: îmi pusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieririi, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și m-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă de laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, în care nu se, și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși.
Vă spunem și în această dupămasă un bun venit în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și să facă ca și timpul acesta să fie un timp de înălțare, un timp de creștere spirituală pentru fiecare din noi. Amin. Așa cum stăm, haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, Mântuitor prin Domnul Iisus, te slăvim pentru timpul acesta de har, de bucurie, în care putem să fim în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, că după promisiunea Ta vei fi în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut și vei face pentru noi. Dorim, Doamne, ca și în dupămasa aceasta să Te atingi de fiecare din noi. Pe cei care au nevoie, Doamne, de ajutor în problemele lor, Doamne, fii Tu rezolvarea lor. Te rugăm, Doamne. Cei care suferă în tub, Doamne, atinge-ne și rezolvă și problema Amin, aceasta. Doamne, care au probleme cu sufletul lor, Doamne, Te rugăm ca Tu să rezolvi problema aceasta. Da, și fie, Doamne, și ziua de astăzi o zi a întâlnirii cu Tine. Amin. Întărește, Te rugăm, robul Tău în după masa aceasta. Sfințește-L, Doamne, și împreună dorim, Doamne, să Te slujim pe Tine și să fim plăcuți înaintea Ta prin tot ceea ce facem. Fie numele Tău slăvit în toate. Amin. Amin. Să luăm locul și să mai cântăm o cântare spre slava Domnului. Doar în Hristos mă cred mereu, lumina și tăria mea, o stâncă tare-i Dumnezeu când e furtună în viața mea. Nu.
doar în Hristos mă cred mereu. Că-și orice pe care l-am citit înainte din Psalmul 40, spune, împusesem nădejdea în Domnul. Atunci când ne punem nădejdea în Domnul, este lucrul cel mai minunat pe care îl putem face. Și spune, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. E un lucru minunat să ne încredem în Domnul, e un lucru minunat să ne punem nădejdea în El, e un lucru minunat ca să fim împărtășie cu El și El să pleacă spre noi. El cerul, El cel care a murit pentru noi, El cel care și-a dat viața pentru noi, este gata încă să plece spre noi să ne asculte rugăciunile. M-a scos din groapa pieirii, din fundul morții, m-a pus piciorul pe stâncă, mi-a întărit pașii. Ce minunat este viața cu Domnul Iisus! Și aș dori în după masa aceasta, cât se poate de concentrat, programul nostru este cam lung și ar vrea să nu tăiem din timpul de predică, și nu o să tăiem din timpul de predică, aș vrea cât se poate de concentrat să fim și în timpul de rugăciune. De aceea, aș vrea fiecare din noi să poată ruga în Duhul către Dumnezeu, dar cu voce tare aș vrea, așa cum Domnul Iisus ne-a spus, lăsați copilașii să vină la mine. Copiii și tinerii, cei care vor să vină cu o rugăciune, cu o cerere, cu o mulțumire înaintea Domnului, să poată veni. Iar noi toți, unindu-ne cu copiii în rugăciune, să putem da slavă Domnului. Haideți să ne ridicăm și să începem cu copiii să ne rugăm Domnului. Amin. Amin. Da, slavă ție. Da, amin. 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 Da. Slavă ție. Te rugăm, Doamne, ai milă. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim. Amin. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. 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 Că
Amin. 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 Te rugăm. Da, Doamne. Amin. 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 Da, Doamne. Te rugăm. Slavă ție. Da, amin. 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 Da. Te rugăm, Doamne, ai milă. Amin. Da, Doamne. Amin. Te rugăm. Da, Doamne, slavă ție pentru tot. Amin. Fericire vrem toți. Și spune aici în versetul 4, ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Ferice va fi de noi dacă într-adevăr fiecare din noi ne punem încrederea în Domnul. Să luăm locul și să mai cântăm o cântare spre slava Domnului, apoi orchestra și copiii. Aleluia, aleluia, Domnul nostru domnește în veci. Haideți, rugăm pe Domnul. Aleluia, aleluia, Domnul nostru domnește în veci. Aleluia, aleluia,
Psalmul 107 cu 8. O, de a lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin.
frumoasă, scrisă de Bill Gaithers, tradusă în felul următor: fără țel, viața mea a fost dusă și în grea disperare am căzut, m-a atins, însă o mână străpunsă și o nouă viață a început. Cruce.
Vrem să cântăm o cântare împreună cu familia și împreună cu familia bisericii. Eu mă încred doar în Domnul, El mă ajută. Pentru biserică. Ați observat azi noapte o înghețat și probabil că Domnul a hotărât pentru mai mulți să nu mai treacă prin frigul din Chicago și destul de mulți au plecat la Domnul. De aceea și fratele Puiu nu este în mijlocul nostru, nu dintre noi, slavă Domnului, dar fratele Puiu este la priveg, trebuia să fie acolo. Ne rugăm ca Domnul să fie cu el, să-l întărească și să-l folosească și acolo. Ginerile sorei Barac a plecat la Domnul. Va fi priveghiu luni seara la ora 7, iar mormântarea miercuri dimineața la ora 11. Marți. Mulțumesc. Deci, marți la ora 11 dimineața va fi mormântarea. Ne bucurăm că în seara aceasta însă l-avem pe fratele
Nistor Popa împreună cu noi. Și ne rugăm ca Domnul să-l întărească, amin, amin, să-l folosească și să ne spună tot ce are să ne spună pentru noi și pentru viața noastră. Amin. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze pe el și casa lui și, într-adevăr, pe cei care sunt departe în România, Domnul să-i păzească de orice este rău și să fie cu ei și acolo. Amin. Să ne pregătim inimile ca, într-adevăr, să ascultăm cuvântul Domnului și El să ne dea și înțelepciune ca să-L putem pricepe, apoi să-L trăim în viața noastră pentru o creștere după voia lui Dumnezeu. Fratele va fi cu noi până în decembrie 5. Thanksgiving-ul, care este pe data de 24, îl vom avea în casa Domnului. La ora 10 ne vom aduna la închinare aici, iar apoi continuăm părtășia noastră la masă. Domnul să binecuvânteze și timpul acesta. Copiii de Thanksgiving vor avea programul lor în casa Domnului. Pe data de 27, parcă încep aglomerările și ne apropiem de luna decembrie cu sărbătorile, pe data de 27 seara, la Biserica Fe Baptist Church, în Melrose Park, la 5 minute de aici, vom avea un botez. Este primul botez anul ăsta și nu cred că va mai fi și al doilea anul ăsta, dar nădăjduim ca Domnul să facă tot mai multe ocazii din acestea. Să ne putem bucura împreună cu cerul de aceia care și-au predat viața în mâna Domnului și sunt gata să-L urmeze și să-L slujească toată viața. Cam atâtea sunt anunțurile. Mi-am notat așa. Pe 27 după masa. Da, la ora 5. Haideți să ne pregătim inimile pentru cuvântul Domnului. Să ne ridicăm, să cântăm o cântare și în timpul acesta să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre. Cântare care ne îndeamnă pentru ascultare. Azi Iisus îți vorbește, iar ce minunat cuvânt! Ce
să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Cartea Geneza, în capitolul 22. Vom citi câteva versete de aici, iar după aceea vom scoate din anonimat cameramanul și rog pe fratele Tim să ne conducă în rugăciune. Geneza, capitolul 22, începând cu versetul 1. Pentru cei care întâmpină dificultăți, textul se găsește la pagina 22, îl localizăm mai ușor. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne ducem până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul i-a răspuns Avram: Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locul acelui anumele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi: la muntele unde Domnul va purta de grijă, adică Jehova Ire. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. Să ne rugăm Domnului. Slavă ție, Doamne! Glorie ție. Slavă ție, Doamne. Acum stăm înaintea cuvântului tău să ne vorbești. Te rugăm, ai milă. Ai milă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Mă bucur tare mult că putem fi împreună în seara aceasta și e interzis obosiților în seara asta aici, mai ales când deschizi Scriptura, atâta farmec te pătrunde ca un parfum, îți intră până în inima sufletului tău, până miezul ființei tale, și așa te transformă. Dumnezeu să fie binecuvântat, mă bucur să vă văd, dar nu mă pot abține. Victor, tare mult mă bucur să vă văd, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Nu știu ce a făcut America, nu te-ai schimbat deloc. Ai găsit elixirul tinereții, mă bucur să te văd, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă vă întrebați cine bărbații aceștia au tărâți din dreapta mea, ei sunt niște susținători feroci, au venit aici ca să susțină predicatorul.
Și cred că viitorii candidați la botez, așa-i? Amin. Amin. Dumnezeu, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să o rezolv cu partea tehnică aici la început, că pe urmă intrăm în lucrurile mai profunde și nu-mi permit, v-a supărat pe mine. Nu plecați așa, rămâneți până la final. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ca să o isprăvim cu, și să o rezolvăm din prima cu partea tehnică, pentru că noi trăim într-o țară și în țara noastră, în România, mă refer, și când zic noi, mă refer la românii de acolo, trăim într-o țară care s-a urât cu plagiatul. Întâmplător, un prim-ministru și-a pierdut recent doctoratul pentru o plagiere masivă și aș vrea să-mi iau măsuri de precauție, atât de silă de plagiat, că trebuie încă de la început să deconspir sursele care m-au ajutat și m-au inspirat într-un studiu mai amplu pe cartea Geneza. Vi le recomand cu mare deschidere, n-am ce să ascund, Dumnezeu a pus inteligență și înțelepciune și în alții. Prima operă pe care v-aș recomanda este Complete Work of Francis Schaeffer. Îl cunoașteți foarte bine, un gânditor creștin care a generat și a creat comunitatea DAPRI. Unul dintre cei mai profunzi oameni, dacă aveți probleme cu scepticismul, vă recomand cartea aceasta, e scrisă în engleză, sunteți în America, cu siguranță stăpâniți limba engleză, mai ales pentru tineri. Dacă ați citit pe Francis Schaeffer, va răspunde unor probleme mai adânci din viața voastră. Și surpriză, am descoperit un rabin evreu care scrie în limba engleză, la editura iudaică, Sarna Naum. Este absolut delicios cuvântul pe care îl primești prin acest rabin creștin. Și el se leagă de Pentateuch, deci primele 5 cărți ale Scripturii, le dezbate cu stil și ajungi să găsești profunzimi la care poate cititorul de rând ar putea ajunge, pentru că nu cunoaște cultura și contextul evreiesc. Eu am citit din Sarna Naum cu lacrimi în ochi. Am descoperit adevărul din Pentateuch, la care m-am așteptat și care m-au depășit. Un alt studiu pe care vi-l recomand este al lui Adrian Rogers, un superb ghid pe Geneza, unul dintre, cred eu, predicatorii de vârf, de top al generației noastre și al generației dinainte. Probabil că a fost o mare binecuvântare și pentru Statele Unite. Și, bineînțeles, un englez de la Oxford, N.T. Wright, care are un ghid pe origini, pe cartea începuturilor, pe Geneza. Dar destul cu prim-ministru, să trecem la președinte. Și cu îngăduința dumneavoastră să vă povestesc o isterie mediatică de care am avut parte în România zilele trecute. În Târgu Jiu, într-un parc, stă adăpostită o capodoperă a lui Brâncuș. Se numește Masa Tăcerii. Am intrat într-o isterie națională din pricina unui gest banal făcut de președintele care a hotărât să schimbe scaunul de la Palatul Cotroceni cu opera lui Brâncuș pentru câteva minute. Și oamenii au zis, profanare, s-a așezat la masa marelui sculptor, s-a așezat la masa culturii, a profanat cultura română, este cu adevărat o ucidere a culturii române. Mă întrebam și eu, cu debitul verbal al președintelui țării noastre, la ce altă masă l-ai fi așezat decât la masa tăcerii? Și în cele din urmă, opera lui Brâncuș capătă sens, așa, la masa tăcerii. Îmi revine ingrata slujbă în această seară să lămuresc o poveste veche decât lumea printr-un paradox. Știți ce înseamnă paradox? Două idei care se bat cap în cap, dar uneori le folosești în linia logicii tale ca să lămurești cu privire la un conținut rațional. Și în această seară vreau să vă vorbesc despre convorbiri de la masa tăcerii și vă asigur că Dumnezeu nu se așează niciodată la masa tăcerii. A existat o confuzie în teologie să credem că Dumnezeu tace. Dumnezeu există, spunea Francis Schaeffer, și nu tace. S-ar putea să ai multe de învățat din vorbirea lui Dumnezeu în surdină. S-ar putea să ai multe de învățat atunci când Dumnezeu vorbește și în același timp tace. Și o să pară surprinzător să descoperim în momentele următoare, în texte absolut obscure, din care credem că nu există niciun eveniment mesianic, să descoperim portretul superb și analogia extraordinară cu ființa lui Iisus Hristos. Deci vă invit la masa tăcerii, acolo unde Dumnezeu nu tace niciodată. Mi-aduc aminte
de un moment în copilăria mea când am râs așa cu un râs malign. Există râsuri benigne, există râsuri sănătoase și în biserică, un zâmbet, o bucurie din asta care produce așa o degajare a atmosferei, este foarte sănătoasă. Dar există râsuri maligne, canceroase. Și, de exemplu, am râs canceros când am auzit la un moment dat pe un unghi de-al meu predicând la o biserică din Sibiu și începându-și predica în felul următor. Au inaugurat-o cu următoarele cuvinte: vreau să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Geneza. Eu, ascultând pe casetele acelea cu bandă magnetică vechi de când lumea, la un casetofon Fisher pe care l-aveam atunci în dotare, am râs și nu m-am putut stăpâni. Ia auzi, Evanghelia după Geneza, de-abia aștept să-l confrunt eu, un țâng de câțiva ani, să-l confrunt pe unchiul meu în mod teologic. N-am ajuns niciodată la confruntare și dau slavă Domnului pentru că mi-au trebuit câțiva ani să înțeleg că unchiul a avut dreptate. Și dacă azi m-ați întreba, ai citit cele patru evanghelii, eu v-aș răspunde, nu, le-am citit pe toate 66. Care să fie rostul Scripturii dacă nu descoperirea în toată frumusețea lui Iisus Hristos? Vom face un exercițiu de descoperire și vă asigur, vă rog să fiți atenți aici, că dacă nu îl iubești pe Hristos, nu îți va place Scriptura. Dacă îl descoperi pe Iisus chiar în texte la care ai așteptări mesianice extrem de reduse, începe să-ți placă Scriptura, să o îndrăgești. Hai să facem un exercițiu de a ne reîndrăgosti de Sfânta Scriptură. O să vă povestesc de un Dumnezeu care nu tace. Atât e aprins și inflamat romantic de ființa umană, că nu poate să tacă. Deci tăcerea în cer e interzisă. Procesiunea în care îngerii stau și îl ador, atunci da, e condusă de tăcere, dar Dumnezeu vorbește într-un fel sau altul. Așa că vreau să vă asigur, Dumnezeu, cum sunt președinții, nu e un Dumnezeu prin sondaje și exit poll-uri, ci un Dumnezeu care este stăpânitor și domn și conduce întreg universul. Înainte însă, descoper cu regret și cred că în America e valabil și permiteți-mi să intru pe un teritoriu un pic mai complicat, dar vă promit că dacă sunteți foarte atenți, vom lămuri o problemă extrem de dificilă. Și nu cred că am cheia de administrare hermeneutică acestei probleme, dar încerc să vă prezint în felul următor. Diavolul într-o zi s-a gândit că cel mai ușor să distrugă, să promoveze minciuna în societatea noastră este să distrugă adevărul. Vă rog să rețineți. Noi nu suntem detectoare de minciuni. Am văzut pocăiți care încearcă să-și asume rolul, să se erigeze într-un veritabil detector de minciuni și să caute minciuna în stânga și în dreapta. Nu e adevărat. Creștinul e chemat să cunoască adevărul și în mod indirect, prin cunoașterea adevărului, va face distinția între adevăr și minciună. Înțelegeți? E foarte simplu. Acum, pentru ca diavolul să ne complice mintea noastră, destul de obtuză în esența ei, folosește o metodă ingenioasă, drăcească, de a ne seduce și de a ne atrage în barca lui. Și metoda aceea este să dilueze adevărul, să-l intoxice cu minciună. Prin urmare, în secolul în care trăim, există trei metode de a ajunge la adevăr. Și vreau să le înțelegeți că sunt foarte simple și mă gândesc că termenii pe care îi folosesc îi veți găsi și în vocabularul limbii engleze. Prima metodă pe care o folosim astăzi să descoperim adevărul este metoda ateistă. Știți cum descoperă sau caută adevărul ateismul astăzi? Foarte simplu, prin corespondență. Ateismul va trebui întotdeauna să se raporteze la materie ca să înțeleagă lumea invizibilă de dincolo. Va folosi lentila materiei, atomului, ca să descopere lumea invizibilă în care există o eventuală entitate. Ateismul astăzi militează să înțelegem lumea și să descoperim universul prin ceea ce avem palpabil, tangibil, putem atinge. Nu știu dacă l-ați cunoscut, probabil că da, pentru că a fost notoriu, Christopher Hitchens. El a fost britanic, născut britanic, s-a mutat în America și a devenit unul dintre cei mai tari jurnaliști din America și numai filozofi. Dacă vă amintiți, era un cunoscut participant la dezbaterile astea cu teologi din lumea asta și oameni de știință creștini pe tema creaționismului și a evoluționismului. Și a susținut cu încăpățânare Christopher Hitchens că Dumnezeu nu există, creștinismul este cea mai stupidă religie pe care lumea are, preluând din filozofii germani, nemți, bătându-și joc de creștini. Și la un moment dat, datorită unei boli genetice moștenite de la tatăl său, se îmbolnăvește de cancer, intră în stadiul final al cancerului, are o conferință, când era numai piele și os,
am văzut ultima conferință, incredibil cât de caragios e omul, fără suflare în el, numai piele și os, militează încă împotriva existenței lui Dumnezeu și susține absurdul evoluționismului. Din când în când se oprea să-și tragă sufletul și plămânul atacat de boală și servea câte o gură de apă și pe aceea înghițind-o cu zgomot, pentru că practic tot înăuntru lui era dezastru. Și a plecat de acolo adulat și ovaționat de o mulțime de oameni care au participat la conferința respectivă, toți cu un numitor comun, nu există Dumnezeu. După ce a plecat de acolo la câteva zile, dă un interviu unui cunoscut publicist și spune următoarele cuvinte. Ascultați ce spune acest ateu la un pas de a fi înmormântat, la un pas de moarte. A spus următoarele cuvinte. Sunt exilat pe insula suferinței. Nu mi-a mai rămas decât un singur aliat, spunea el, resemnarea. Când nu ai Dumnezeu, singura ta nădejde, singura ta perspectivă puțin optimistă este resemnarea. Măi, fraților, văd tot mai mult că trăiesc în mijlocul unui creștinism cu un Dumnezeu măreț și resemnat creștinismul ăsta. Incredibil! Punem barba în piept și spunem, aproape defilând cu steagul acela alb, spunem, ne predăm, creștinismul nu mai are putere, nu mai are arme, nu mai are soluție, ba mai are soluții, are arme, are putere și Biblia când folosește puterea creștinilor, folosește termenul dinamos, dinamită sau atomos, explozia atomică, frați și surori, în noi este explozia atomică, dinamită, o forță care poate să arunce în aer pentru Hristos Chicago, nu cum l-a aruncat Nero și incendierea Romei, mă refer la arderea aceea, la pasiunea aia pentru Dumnezeu, poate să aprindă downtown Chicago, locurile în care acum în periferii se omoară tineri acolo, Dumnezeu are puterea asta pentru că îi stă în natura lui și Dumnezeu se descoperă. Ori Dumnezeu folosește ca intermediar ființele noastre, noi va trebui să deschidem gura mai tare, să vorbim mai cu râvnă, să se audă ecoul nostru, să meargă până dincolo. La noi în România, aici în Chicago, la voi în America, va trebui să cutremurați Chicago, să se mai nască un mood dintre voi și să dărâmați zidurile astea ale indiferenței față de Dumnezeu. Eu nu știu Biserica lui Hristos să aibă astfel de momente în care să se resemneze. De aceea, fără resemnare, mergem înainte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, aici la dumneavoastră, în America, a fost un anume filozof, un pseudofilozof, care a născut și a născocit el un alt curent filozofic pe care l-a numit pragmatism. Pragmatismul este amprenta care domină în lumea în care trăim și fără supărare, frați și surori, vreau să vă spun că uneori biserica e pragmatică. Dacă nu-mi convine că Dumnezeu nu-mi dă așa, mă despart de Dumnezeu. Nu-mi place la biserica asta, plec în alta. Pragmatismul înseamnă să aștept foarte mult de la alții fără să ofer nimic. E foarte interesant cum bisericile s-au transformat, pot să fiu direct, da. În sale de spectacole. Înghițim, asimilăm, ferească Domnul să dăm noi ceva, dar vrem să primim totul. Nu vi se pare ciudat cum s-a răsturnat ordinea lucrurilor și a valorilor? Dacă nu-mi convine, m-am mutat de la biserică, dacă nu-mi convine, am rupt biserica. Frați și surori, știți ce înseamnă duhovnicest? Înseamnă să fim una și să defilăm sub culoarea valorilor lui Hristos, orice ar fi. Asta înseamnă să fii duhovnicesc. Dacă vii și încerci să pretinzi să primești totul fără să oferi nimic, vă voi spune de acum destinul tragic al bisericii acesteia, moartea. Dar dacă lucrăm împreună, Dumnezeu va binecuvânta biserica. Dumnezeu va binecuvânta biserica din România, Dumnezeu va binecuvânta biserica din diasporă și veți fi oameni necesari, absoluți, într-o vreme în care omul a decăzut în isteria asta umanistă. De aceea, dacă ateismul caută adevărul prin corespondență, e clar că pragmatismul caută adevărul prin conveniență. Autorul acestui curent a spus, mă împac și cu Dumnezeu dacă îmi dă tot ce am nevoie. Și există creștinismul care adoptă adevărul prin coerență. Adevărul e înțeles în creștinism ca istoria mai largă a unei eternități, că Dumnezeu are începutul, Dumnezeu are sfârșitul și am semnificație între aceste două repere esențiale. El e început și sfârșit sau alfa și omega. Eu întotdeauna mă întorc înspre Hristos și aștept să găsesc oglindirea în El pentru că numai El îmi dă semnificația. Adevărul și criza contemporană ar trebui să ne așeze la masa tăcerii și să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne în seara asta. De aceea, permiteți-mi să analizez un text destul de opac din punct de vedere mesianic și să descoperim
termenii care trec dincolo de coincidență, deas într-o asemănare perfectă cu Iisus Hristos. Narațiunea aceasta am citit-o pentru că e mai mult decât o narațiune, e o profeție. Iar Isaac aici devine antetipul sau imaginea Domnului Iisus. Vă imaginați că atât de mult s-a bucurat Dumnezeu încât n-a mai putut păstra secretul pentru sine. Și a trebuit să facă o mică lucrare acolo în Geneza 22 și să-și anunțe intrarea triumfală a lui Hristos în istoria umană. Vă puteți imagina că Dumnezeu atât de mult vrea să vorbească încât nu poate să tacă și să transmită marele secret pe care l-a alcătuit în sine însuși, planul de răscumpărare a omului. Și o să observăm ceva mai mult decât coincidențe. Mai a existat, mie nu mi-a plăcut matematica, trebuie să fiu cinstit. Tata, matematician, inginer, a încercat să o planteze noi cu forța. Aveam în perioada aceea, voi care ați copilărit prin România, probabil că ați întâlnit culegerile lui Petrică, le detestam. Cine-i Petrică ăsta? Cine-mi strică mie vacanța? Și tata le deschidea cu mare generozitate, creioane ascuțite, vreo 3, 4, 5, le toceam pe toate și le mai și primeam așa, nu pot să spun, să dezvălui acum. Dar tata întotdeauna când ne-a pedepsit, ne-a pedepsit cu iubire. Îmi amintesc că atunci când încerca, asta e o paranteză, când încerca să ne lovească, avea un mod ciudat de a o face, aproape că îmi stârnea zâmbetul. Se ducea așa mișcarea brațului într-o arcuire, pentru ca să existe un punct de pornire și, bineînțeles, un punct de contact care era pe pielea mea. Și urma, era ca un fel de obișnuință pentru el. Ca să câștige, își ducea mâna în spate să câștige distanță și, prin urmare, viteză. Și cât se apropia cu mâna de noi, viteza, în loc să crească, scădea, până când contactul era, de fapt, o simplă, banală și dulce mângâiere. Ceva ce ar spune psalmistul în psalmul 23, toiagul și nuiaua ta, mă mângâie. Pe mine tata m-a mângâiat, chiar dacă câteodată am simțit-o mai tare. Dar vreau să vă spun că citeam eu culegerele a lui Petrică, auzeam hărmălaia de afară, îmi venea să mor acolo. N-am ieșit matematician. Tocmai de asta nu vă pot explica rezultatul la care a ajuns un celebru matematician creștin, care a creat o statistică și a vrut să vadă dacă e posibil ca din sutele de profeții despre Hristos, trei măcar să fie o banală coincidență, de să nu fie puse la punct de Dumnezeu și gândite de Dumnezeu, ci pur și simplu să fie o banală coincidență cu viața lui Hristos. Repet, un matematician a făcut un calcul matematic să descopere dacă trei din sutele de profeții despre Iisus Hristos puteau să fie prin coincidență sau întâmplător atribuite lui Hristos. Nu mai știu la ce rezultat a ajuns, dar vă pot spune cum a simbolizat el, prin ce ilustrație a simbolizat și a spus, e imposibil ca măcar trei din sutele de profeții despre Hristos să fi fost o simplă coincidență. Zice, e atât de imposibil ca atunci când ai umplea statul Texas cu monede de argint la stratul de un metru și la un moment dat cineva ar arunca întâmplător o monedă de aur în marea aceea monedelor de argint, monezilor de argint, iar altcineva ar zbura deasupra statului Texas fără să localizeze și abar să nu aibă unde a căzut moneda aceea de aur și s-ar lansa cu parașuta. Și în momentul în care ar cădea în marea aceea de bani, să lase mâna și să nimerească exact bănuțul acela de aur. Matematic, statistic, e imposibil ca aceste asemănări cu Hristos să fie o banală și simplă întâmplare sau coincidență. Și atunci că, hai să vă invit pe o munte, dintr-un cort, într-un munte și înapoi. Hai să facem o călătorie, dacă seara asta e prea grea, sau îmi veți spune, frate, sunt sătul de călătorie, că vin o oră înapoi, o oră în mers, cam cât stați în mașină duminica? Isaac nu este o simplă coincidență. E un mod al lui Dumnezeu de a ne vorbi despre Iisus. Înainte însă de a găsi corespondențele și diferențele, permiteți-mi să vă citesc din Evanghelia după Ioan un text care mă va face pe mine mai emoțional. Din pricina lui, dacă mă veți vedea plângând și mi se mai întâmplă să plâng, să lăcrimez în predică, blestemată, spunea cineva, este istoria bisericii cu ochii uscați
binecuvântați sunt ochii umezi de plâns. Bărbații mai și plâng câteodată. Ioan capitolul 8, versetul 56. Tatăl vostru Avram, spune Iisus, a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Am verificat termenele originale și am văzut că acolo e o explozie de bucurie, o lavă de bucurie. Avram aproape că dansează la vârsta de 99 de ani. Iată ce s-a întâmplat de 100 de ani. Iată ce s-a întâmplat. E această imagine fantastică a lui Iisus, este acest anunț mesianic din Geneza capitolul 22 și vreau să vedem câteva asemănări între Isaac și Domnul Iisus. Prima asemănare este că nașterea lui Isaac, ați observat, și nașterea Domnului Iisus au fost profețite amândouă. La Isaac s-a format o comisie îngerească, a fost trimisă de Dumnezeu și s-a întâlnit cu Avram. Avram fiind, ca și dumneavoastră, foarte ospitalier, eu nu sunt un înger, dar am fost primit ca un înger. Vă mulțumesc tare mult. A primit delegația cerească, a stat de vorbă cu ei și le spune lor un lucru de necrezut. Îi spune așa, Avram, la anul, pe vremea asta, Sara va avea un copil. Dar mai întâi pune întrebarea, Avram, hai să văd dacă o localizez pe Sara, unde e Sara? Și Avram îi spune, în cort. Erau vremuri când sistemul patriarhal funcționa și bărbatul cam știa pe unde se poziționează soția și viceversa. Și dacă paranteza asta nu-i teologică, totuși o spun, e socială, pe cele din lume și pe cei din lume nu-i găsești și dacă ai avea GPS implantat în ei, sisteme de localizare, nu-i găsești, se ascund. E bine să ne dăm socoteală unii altora. Eu când plec de la biserica pe care o păstoresc, o sun pe soție și zic că am plecat. Dar fii atent, s-ar putea să nu ajung în timp, îi aglomerație sau așa. Încercați să vă localizați și tot timpul să fiți sincer. Vă ferește de foarte multe greutăți sinceritatea și dialogul. Dar mă rog, închidem paranteza, a venit la lucrurile care ne interesează. Domnul Iisus a fost anunțat. Un înger a venit la Fecioara Maria și a spus, vei avea un fiu și vei pune numele Emanuel. Deci, nu întâmplător, conform statisticii matematice și conform scripturii, cele două personaje se aseamănă. Mai mult, o să observați nu doar că au fost profețite, dar li s-a oferit și ora exactă. La anul pe vremea aceea, pe vremea aceasta vei avea un copil, îi spune, pentru că Dumnezeu e Dumnezeul orelor exacte. N-am știut eu de ce n-am luat viza. Da, n-am luat viza prima oară, Dumnezeu are ora exactă, e mai deștept decât noi și știe de ce a trebuit să fiu aici acum. Slavă Domnului! Dumnezeu știe mai bine. Are planul lui hotărât. Cine știe ce secret are Dumnezeu pe care nu-l îndestăinuie, dar într-o zi vom ajunge în posesia acestui secret care cel puțin pe mine m-a făcut așa să tresalt în perioada aceea, că cum n-am primit viza? Am aflat despre cineva care a făcut șmecherii și a primit viza ușor și eu am încercat să-i chem pe oameni la Hristos și nu primesc viza, după două săptămâni a primit-o, știți foarte bine, nu mai repet, Dumnezeu e Dumnezeul orelor exacte. I-a spus și fecioarei, vei avea un fiu, trece mai departe. Miracolul. Observați că are loc o profeție, o oră exactă și un miracol. Acum, miracolul e un pic diferit, pentru că nașterea lui Iisus e înainte de vreme, nașterea lui Isaac e după vreme. Dacă vedeți, există două miracole aici. Iisus se naște înainte de vreme, era imposibil ca o fecioară să fi născut, e imposibil. Dar e imposibil ca o femeie la vârsta Sarei să mai poată avea copii. Dar și atunci gândirea sceptică se opintește în asta, zice, domnule, nu e adevărat. Cum? Până la urmă, cum să... Astea-s naivități. Nu, așa s-a întâmplat. Maria a născut înainte de vreme... Și am și răspunsul pentru care s-a întâmplat asta. Și Sara l-a născut pe Isaac după vreme, pentru că se pune întrebarea. În narațiunea din Geneza, este ceva prea greu pentru Domnul? Și apoi răspunde narațiunea din Noul Testament. Niciun cuvânt venit de la Domnul nu este lipsit de putere. Înțelegi, biserică dragă a lui Hristos, că mirele tău are putere în cuvintele rostite să le împlinească. Astea ar fi primele secvențe, dacă ar fi să considerăm vârste ale iubirii și să vorbim de așa ceva, ar fi iubirea de început. Dar mergem la perioada adolescentină și apare ceva foarte interesant. Vreau să vă fac cunoștință în această seară cu un Isaac extrem de cuminte.
Unii teologi susțin, nu știu dacă au dreptate, n-am socotit, repet, n-am fost un matematician strălucit, însă unii teologi susțin că vârsta la care Isaac ar fi fost așezat pe lemnele acelea gata pentru jertfă ar fi fost de 12 ani. Vârsta la care Iisus Hristos a intrat în templu a fost de 12 ani. Mi-a plăcut tare mult ce a zis un teolog, imaginându-ți dialogul dintre Iisus și învățătorii din vremea aceea din templu. Ei tare curioși. Păi, de unde știe adolescentul ăsta atâtea? Îl și întreabă. Câți ani ai? Cineva și-a imaginat dialogul așa. După mamă, 12. După tată, sunt de aceeași vârstă cu el și mai bătrân decât mamă. Imaginați-vă confuzia creată în mintea rabinilor vremii. După tată, am creat apele. După mamă, mi-a fost sete. După tată, am creat grâul. Eu sunt pâinea vieții. După mamă, mi-a fost foame. După tată, l-am înviat pe Lazar din morți. După mamă, a murit pe o cruce. Dialogul se termină. Rabinii tac. La 12 ani, un pui de evreu i-a pus pe jar. La 12 ani, dacă e să dăm crezare unor teologi, Isaac e dus pe un munte și gata de jertfă. Dar dacă istoria s-ar opri aici, ar fi banal. Permiteți-mi să încep să dezvolt o idee prin care să demonstrăm și să justificăm dasul și bucuria de negrăita lui Avram din Ioan, capitolul 8. Dacă mai ascultați puțin termin, și eu când spun că termin, chiar termin, aș vrea să vă vorbesc despre moartea și dialul acela. Dacă se afișează versetele, aș vrea să afișați 2 Cronici 3 cu 1 și să vă aduc aminte că Isaac, Avram primește o înștiințare de la Dumnezeu în timpul unei nopți. Și Dumnezeu îi zice așa, Avrame, Avrame, Avram răspunde, iată-mă, obișnuitul dialogului cu Dumnezeu, și Dumnezeu îi zice, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. E imposibil să nu vezi analogia lui 22 cu 2 cu Ioan 3 cu 16. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Am înțeles, Doamne, chemarea ta. E aproape scandaloasă. Înțeleg că vrei să-mi jertfesc fiul așteptărilor mele și promisiunilor tale. Fiul care mi-a îmbălsămat inima de bucurie. Dar, Doamne, de ce întorci cuțitul în rană? De ce îmi amintești că e singurul meu fiu și că-l iubesc? Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întoi de noapte, Avram primește mesajul. Biblia spune, și uitați-vă, vă rog, în versetul 3, Avram s-a sculat când? Dis de dimineață. N-a vrut să mai prelungească agonia. Avram își pune în gând să facă dis de dimineață, fără să mai amâne momentul. Credința e un act al curajului, iubirea de Dumnezeu e un act al credinței. Cu alte cuvinte, Avram îl cunoștea pe Dumnezeu, știa că nu e un Dumnezeu care vrea răul, de aceea se trezește dis de dimineață, fără să mai amâne într-un timp din ăsta de agonie în care să mai cântărească, ci ce a spus Dumnezeu face și începe să meargă înspre locul acela, un drum de 3 zile, muntele Moria, 2 Cronici 3 cu 1. 2 Cronici 3 cu 1. Muntele Moria este un munte profetic. Nu e întâmplător așezat acolo. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim pe muntele Moria. Aici ai o primă deducție. Ai o primă imagine. Pe muntele Moria sau undeva în apropiere a fost așezat templu. Permiteți însă să rectific un pic din informația aceasta și să vă sugerez Levitic capitolul 1 cu versetul 11 ca un verset de ajutor. Pentru că eu am impresia că Avram nu și-a dus fiul pe muntele Moria, însă nu în locul identic construirii templului. Levitic 1 cu 11, știți care e punctul geografic cardinal al cerului, așa-i? Teologii americani o spun care-i? Să-l junghiem în partea de miază noaptea altarului înaintea Domnului. Am referințe, mai multe referințe.
Și preoții fiului Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Cu alte cuvinte, spune așa că există la nord de altarul templului un loc unde stă Dumnezeu. Surprinzător. Eu n-am fost în Israel să verific veridicitatea acestor informații. Am avut odată ocazia să călătoresc gratis, însă dându-mi cuvântul în altă parte, n-am putut să călătoresc. Dar am înțeles că la nord de locul în care a fost templu, dacă mergi pe creasta muntelui, la un moment dat, nu departe, este un deal sub forma unei căpățâni, dealul Golgota. Bănuiala mea este că acolo și-a urcat Avram fiul și acolo a murit Hristos pentru noi. Doi slujitori cu un măgar au rămas la poalele muntelui. 3 zile Avram călătorește cu o mână ținând pe fiul său Isaac și cu cealaltă mână ținând obiectul contondent, cuțitul cu care avea să-i curme viața. 3 zile, Doamne, ce agonie să alegi să cântărești, să simți vinișoarele băiatului și cum curge sângele acela în mâna lui și să-i simți căldura lui. E fiul tău, fiul promisiunilor și în cealaltă cuțitul. Doamne, cât de nedrept poți să fii! Doamne, așa onorezi tu credința noastră? Și Dumnezeu îi spune, ca și vouă, de altfel și nouă, așteptați puțin credincioșilor. Doamne, se năruie Chicago. Nu mai există credință. Biblia spune așteaptă. Doamne, sunt biciuit de angajații mei, de colegii mei de la lucru. Doamne, am început o afacere, nu merge pentru că vreau să fiu cinstit. Biblia spune, ai răbdare. Avram s-a dus cu mâna aceea, ținând mânta băiatului, erau 2 slugi în spate, un măgăruș, și la un moment dat a ajuns la poalele muntelui, după 3 zile în care inima lui Avram a fost într-o frământare continuă, începe ascensiunea nu este întâmplătoare, spune că Isaac purta lemnele pe spate, Avram purta cuțitul și focul, și-a urcat împreună. Hai să vedem ce se întâmplă de partea cealaltă al muntelui cu câteva mii de ani mai târziu. Fiul lui Dumnezeu, purtând un lemn în spate și tatăl purtând cuțitul și focul, urcau exact spre același pisc pe care trebuia să ajungă Avram cu Isaac. Și la un moment dat, când au ajuns în vârful muntelui, după întrebările iscoditoare ale lui Isaac, Avram, nemaiputând, inima lui de tată aproape că paralizase, îl ia frumos în brațe, îl așează pe altar, îl leagă și începe procesiunea. Și la un moment dat spune că Avram, uite cât de cuminte Isaac, cu cumințenia lui Iisus se aseamănă. Și la un moment dat Avram ridică cuțitul și e gata să ducă actul ascultării de Dumnezeu până la capăt și Avram aude un strigă salvator din cer. Avrame, oprește-te! Avram este dus la un moment limită și ca să înțeleg care e ziua Domnului în care te bucuri nespus, e ziua în care Dumnezeu te duce la punctul limită, în care nu mai ai resurse, în care nu mai ai capacități, nu ești înzestrat cu soluții să ieși din criză și în momentul când ești gata să te prăbușești în adânc, în angst, în neant, Dumnezeu printr-un miracol te ridică de acolo. E ziua Domnului. Și în ziua Domnului, când te-ai descoperit păcătos, incredibil de murdar și intoxicat de păcat, Dumnezeu face gestul și mișcarea salvatoare. În ziua când penumbrele încep să te înfășoare, Dumnezeu te scoate de acolo printr-un act salvator și spune, stai, Avrame, de acum îți spun povestea. Uită-te undeva în apropierea ta, ce vezi? Un animal de jertfă cu capul prins în spini, de partea cealaltă a muntelui, cu crucea în spate, cu o cunună de spin pe cap. Urca animalul de șerfă, care urma să rezolve marea dilema lui Avram. Ceea ce se întâmplă în momentul următor, când Avram își ia fiul de pe altar și îl înlocuiește cu animalul de șerfă, noi numim în teologie șerfă substitut, înlocuitoare. A vrat acolo Avram că nimeni nu poate să ți-și pășească păcatele tale decât Hristos. Am să vă spun imediat de ce. În momentul culminant al narațiunii noastre, când poveștile încep să nu mai seamănă, istoriile se despart. În punctul acela culminant, Dumnezeu ridică deasupra fiului său cuțitul. Și tot universul amuțit și tace. Nu e nimeni care să strige, oprește-te. Cuțitul cade necruțător pe trupul lui Iisus. O, și de-ar fi
doar durerea fizică. Sunteți obișnuiți din predici cu procesiunile romane de crucificare. Oameni sadici, psihologi îndrăciți. A ajuns până acolo cu trupul sfârtecat încât i-au lăsat urme adânci în carne pe spate. Nu l-au pus pe o cruce șlefuită frumos, crucea lui Hristos avea asperități. Așa că în momentul în care el se bătea să ia o gură de aer și trebuia să folosească mișcarea aceea de a se sprijini în punctele acelor cuie cu care a fost răstignit în mâini și apropo, cuiele invadau nervii dexterității, adică nu mai putea mișca mâinile deloc. Știți ce se întâmplă cu mine când am o suferință? Strâng din pumni și din dinți. Hristos nu și-a permis luxul. I-au anihilat toți nervii. Gura i-a rămas încleștată, mâinile paralizate. Dar nu durerea aia a fost cumplită. Așchile care pătrundeau în carne, bătaia de joc și goliciunea crucii. Despre cruce se spune că era un tablou atât de ridicol și jenant că doamnele din înalta Romă aveau interdicție să treacă pe acolo, să-i vadă pe condamnați în tot spectacolul rușinii. Și ce a fost cumplit și înfiorător? Că tatăl și-a întors spatele. S-a făcut întuneric. Și acum permite să-ți destăinui cea mai mare poveste de dragoste din univers. Am argumente în Scriptură că Iisus Hristos a suferit iadul pentru mine și pentru tine. Te rog să înțelegi, n-a luat doar o condamnare, ci a plătit pediapsa iadului în locul tău. Dacă vrei să spun ceva, Hristos a fost acolo și te-a înlocuit în pediapsă. Cu altă ocazie vă voi spune de unde am perspectiva asta, e în Biblie acolo. Spune-mi cine ar face asta? Voi ca prieteni ce faceți? Cât e bine mereți împreună. Dacă unul dintre voi are nevoie, și acolo e testul prieteniei adevărate, ai putea să te duci până la moarte pentru prietenul tău. N-ai putea, ști de ce? Pentru că noi suntem înzestrați cu un zăcământ de egoism incredibil. Numai în Hristos e dragostea aceea care te satisface și te împlinește. Să meargă cineva în iad pentru mine. Ați auzit istoria aceea tristă când un tată și-a călcat din greșeală copilul cu automobilul, i-a ieșit la vârsta de 2 ani în cale, am vrut să îl îmbrățișeze și l-a călcat și la mormântare a strigat: pentru lumea toată n-aș fi făcut asta. Hristos zice, pentru lumea toată fac asta. Nu e o nebunie incorijabilă să mergi înainte în drumul tău prăpăstios și să nu te întâlnești cu Dumnezeul care te iubește și să crezi aberațiile unor oameni care mor și care ajuns la marginea mormântului încă îl mai insultă și îl neagă pe Dumnezeu, e o nebunie. Citesc cartea lui Emil Cioran, un filozof care a influențat gândirea română în contradicție cu un altul, Petre Țuția, nu vreau să vorbesc despre el. Emil Cioran a avut o carte, Amurgul gândurilor. A ajuns într-o depresie formidabilă, că a strigat înspre Dumnezeu și nu i-a răspuns. A strigat în termenii lui, Dumnezeu îți va răspunde în termenii săi. Și ce a spus Petre Țuția? Un om care are cât de cât credință a spus așa: pentru ființa autonomă, singura cale să ajungi la adevăr e prin revelație. Te implor, ascultător drag, deschide-ți inima și lasă revelația lui Hristos să pătrundă în tine. L-a luat, a jubilat Avram, l-a luat pe Isaac de pe altar, zice, fiule, am scăpat, animalul a murit în locul tău. Și au plecat, au coborât. Fiți atenți minunea minunilor de la poalele muntelui. Îi așteaptă doi slujitori. Dacă e să intru în Academia Semnelor Bibliei, există o semnificație pentru numărul 2. 2 de obicei e numărul mărturiei. Știți că i-a trimis 2 câte 2? Știți că mărturia e bazată pe 2 sau 3 martori? Mărturia că plecând cu Isaac s-a întors cu el viu și dintr-o dată, în toate capitolele după aceea, dispare pur și simplu Isaac. Coboară cu tatăl, îl localizăm acolo, dar cine rezolvă misterul dispariției? De ce dispare Isaac? Și când dispare Isaac, pe scenă intră robul lui Avram. Ai în narațiunea din această parte a Genezei 3 personaje principale: Avram, Isaac și robul. Care era meseria robului lui Avram?
să caute soție pentru Isaac. Și robul își face treaba atâta timp cât Isaac e departe și nu e în scenă. După înviere, Iisus Hristos a retras în mod vizibil. Însă Tatăl a trimis Fiul, a trimis Duhul. Știți care e slujba Duhului? Să caute mireasă pentru Hristos. Și a căutat-o și miracolul acesta e mare pentru că nu știu cine a riscat să se căsătorească pe nevăzute. Și fata asta a mers pe cuvântul robului, a început călătoria. Mă gândesc cum am fost eu. Eu am stat pe soția mea înainte de a ne căsători de multe ori. Când am văzut-o în ziua anunții, era incredibil de frumos. Și în albul ăla al purității, când mi-a căzut în brațe, am strâns-o cu toată puterea la piept. Așa momente unice nu ți oferă decât castitatea și curăția așteptării. Am îmbrățișat-o și am spus, ești soția mea de acum încolo. Mă bucură gândul că cât timp trăiesc sunt unicul soț al ei. Și am promite că și după aceea nu se mai căsătorește. Și Rebecca îl întreabă pe rob, cum arată? Ai încredere, mai așteaptă. Și la un moment dat în text, Biblia spune că Rebecca îl vede pe Isaac și zice, cine-i? Și în momentul acela, robul zice, mirele tău. Rebecca se dă jos de pe cămilă, se învelește. Nu-i neapărat teologia baticului aici, e un semn de respect. Se învelește și fuge înspre Isaac. Isaac o ia în cortul lui și devine soție. Nu știu dacă mai vedeți din când în când o lacrimă jucăușă în colțul ochiului. Întreb și eu pe Duhul Sfânt de ceva vreme cum arată mirele meu. Aș vrea să-l văd. Și îmi tot spune, mai așteaptă puțin. Mă uit în lumea în care trăiesc și mi-e dor de mirele meu. Văd ce se întâmplă în jur și îmi fuge gustul de lume. Îl vreau pe mire mai repede. Pentru că în același timp sunt și mire și mireasă. Și știu că într-o zi Duhul Sfânt mă va duce la capătul călătoriei și cerurile se vor da la o parte. Și îl voi privi în ochi. Uimirea aceea e fantastică. Atât de surprinzătoare e marea întâlnire de dincolo că Ioan n-a putut să o pună decât sub forma asta. 24 de bătrâni la tronul lui Dumnezeu primesc coroane. Și uitați-vă ce politicoși sunt ei în secvența următoare, pentru că în secunda următoare toți cei 24 își au coroanele și le aruncă la picioarele lui Hristos. Mântuiți prin har, trăim prin har și apoi intrăm în eternitate prin har. Asta e teologia mea. Har, har, har. Fără merite, fără merite, fără merite. Un singur nume vine în minte acum. Iisus, Iisus, Iisus. Aș vrea să avem un moment de rugăciune. Chiar vă invit să-L descoperiți pe Hristos în toată frumusețea Lui. Dacă nu L-ați descoperit într-un text, verificați până dați de El, e acolo. Îndrăgostiți-vă de Scriptură. Și un om asediat de disciplinele spirituale, post, sfințire, rugăciune, citirea cuvântului, vă asigur că va întoarce nu un oraș, o țară întreagă, un continent, înspre Domnul. Cântăm și apoi ne rugăm. Să lăudăm pe Domnul. Până frații vin, ar vrea să nu rămânem numai cu sfârșitul, ci cumva să luăm de la început până la sfârșit tot ceea ce am învățat, un mesaj bogat pentru inimile noastre. Și la început fratele spunea, Dumnezeu nu tace. Noi suntem copiii Lui și trebuie să ne asemănăm cu El. Deci și noi, prin tot ceea ce facem, trebuie să fim ca Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm.
Vom cânta o cântare care de obicei o cântăm când luăm cina, dar cred că se potrivește. E drept că Iisus a murit, purtând păcatul meu pe cruce cum a suferit Fiul lui Dumnezeu. Este toată gloria și slava. Slavă ție, Doamne. A ta este lucrarea și împlinirea. Slavă ție, Doamne. Iar noi, Doamne, rămânem cu falimentul nostru înfometați de tine. Amin. Pentru că știm că numai tu ești singurul. Amin. Care ne poate izbăvi din lumea asta. Amin. Am putea spune că suntem bulgări de nimic, un strop de rou în soare. Dar când ne aflăm
în mâinile tale și ne modelez în laboratoarele tale speciale, Doamne, devenim ceea ce trebuie să fim. Amin. De aceea, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm. Sfințește-ne viața în vremuri tulburi în care omenirea este asaltată de păcat. Ridică între noi, în mijlocul nostru, tineri care să aibă ca pasiune sfințirea, Amin. A stil de viață credința. Tineri, Doamne, care să revoluționeze generația aceasta pierdută. Te rugăm, Doamne, să ridici oameni cu peri albi la vârsta senectuții care să se pună pe genunchi, să strige înspre Tine, să-și formeze un program de închinare, un program de rugăciune, un program de post, care să susțină pe cei din linia întâi. Binecuvântează familiile noastre cu un altar a rugăciunii, a dedicării, Doamne, înaintea Ta stăm, Te rugăm, binecuvintează-ne. Și îți mulțumim că vei invada, Doamne, biserica aceasta cu puterea Ta. Aleluia. Mulțumesc că vei invada, Doamne, bisericile de aici cu puterea Ta. Amin. Orașul acesta, Doamne, schimbă-l. Amin. Și Te rugăm să schimbi țara noastră, Sibiul. Da, îndură-Te, Doamne, de noi și îndură. Harul Domnului Iisus, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie să rămână cu noi de acum și până în veci. Amin. Amin. Aceasta, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Și vă mulțumim și dumneavoastră toți care ați venit ca să vă bucurați împreună cu noi. Domnul să fie slăvit pentru toate, să rămână cu noi și noi să trăim frumos ca într-adevăr El să-ți găsească plăcere în noi și în viața noastră. Amin. Amin.